foarte fricos de felul meu. Spre exemplu, eu am zis că nu mai zbor niciodată cu avionul. Eu așa am zis. Nu mai zbor niciodată. Posta mea iubită a încercat să mă convingă să zbor cu avionul. Mereu încerca să mă convingă. A venit la mine și încerca să mă convingă cu tot felul de statistici. Mi-a zis să zic că sunt șanse de 1 la 1 milion să pice un avion. Nu mă interesează șansele avionului. Poate avionul are noroc, eu nu. Nu știu. Ca dar eu, nu știu, mă plec pe balcon. Poate are balcon. Amin. Să știi că statistic sunt mai mari șanse să mori într-un accident de mașină decât un accident de avion. Din nou, statistic. În realitate se întâmplă sau nu se întâmplă. Statistic nu are nicio relevanță pentru mine. Pentru că, spre exemplu, statistic, unul dintre voi are sifilis. După fețe sunt vreo 4. E mai sigur zbor cu avionul decât mers cu mașina? Nu cred, pentru dacă se sparge un geam la avion, ai pelipula, ai pelipula. Se sparge geamul la mașină, fumezi o țigară, nu te să mai deschizi. Nu mai este. Nu dacă e atât de safe, de ce locul în care se termină zborul se numește terminal? Da, operația apendicită nu se numește deces, știi? Pentru mine, sincer, a decola și a decalota sunt în așa aceeași chestie. N-am două cazurile pe desmul. Nu suport de când decolează să-mi babură. Eu nu mai am coaie, eu am dublă amigdalită, aici sunt coaie. Mi se duc, am în piept o perioadă după care sunt aici. Încercam mereu să mă convingă să-mi zic că trebuie să zbor și... eu nu pot să mă urc în avion. Avionul ăla este... E o rată cu aripi. E un autobuz cu aripi care zboară la 10.000 de metri înălțime. Are o viteză de 1000 de kilometri la oră, are 150.000 de litri de cherosen combustibil explozibil și se numește Boeing. Boeing, mă mâne! Nu te uiți într-o mașină care merge super repede, se numește Zbang. Nu te uiți într-o barcă conflabilă care se numește... Nu te uiți la un doctor pe care îl cheamă Palastas. Doamne ajută! Am zis, ok, bine, zbor. Mor când autobuzul ăsta cu aripi, zbor. Oricat în autobuzul cu aripi sunt băpula, deci odată la talbă n-am văzut în viața mea. Vă bune, mergeam cu așa viteză, ne dau flash-uri avioanele din față, erau coaie, mai ușor ești plus. Și zdrămenea, făcea ca toată, că o lase pe linia de tramvai, nu știu ce s-a întâmplat. Era un BMW 747. Ceva să te convingă ăștia, am văzut un interfon, a zis, compania noastră aeriană are cei mai experimentați piloți. Sunt, bă, pula, eu nu vreau să mai zbor cu voi, eu acum cobor. Eu nu vreau cei mai experimentați. Știți ce se întâmplă când începi să ai un pic de experiență? Ați luat și pe care, știi când e carnetul și ai un pic de experiență, când prinzi încredere? Și începi să te plictisești? Vrei să încerci chestii noi? Păi mă, știți ce pilotul ăla vrei? Hai mă, te-ai înțelea! Hai mă, că glumea mea niciunul ăsta. Viața cum depușesc pelicanul ăsta prin dreapta. Eu vreau pilotul meu să în ziua aia să fi terminat școala. Atunci să fi... Că dacă abia prima zi când ce ai terminat școala, e super panicat, e stresat, verifici tot, verifici oglinda la avion, dacă e bine pusă, asta are retrovizoare, spui bine centura. Vreau pilotul meu să aibă lămâia în parbriz. Vreau să fie...